Cândva prin secolul al IV-lea, un oarecare creștin, Zenovie, a depus o ofrandă, undeva, într-o pădure din Transilvania. Originalul din bronz, ofranda, se găsește la Muzeul Bruckenthal din Sibiu. 800 de ani mai târziu, stăpânii de atunci ai locurilor regii Ungariei au hotărât să-și consolideze puterea asupra teritoriului prin aducerea unor coloniști germani, sașii. Timp de alte 8 secole, aceștia au construit un patrimoniu cultural material impresionant. Recunoașterea mondială a valorii acestui patrimoniu a început aici, unde a fost descoperit donariul lui Zenovie. Din 1993, acest loc face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Sunt Christel Ungar și vă invit să descoperim împreună situl rural Biertan. Ca mod de organizare a așezărilor a fost aleasă Sesea Flamandă, caracterizată prin grupuri compacte de gospodării. În evoluția lor ulterioară, acest tip de așezare își va dovedi utilitatea. Plusul de coeziune al comunităților săsești își are și aici originea. În piață se găseau întotdeauna primăria, școala, hanul, casa parohială, sala de festivități. După relieful în care erau așezate, satele aveau fie în centrul pieței, fie pe colina cea mai înaltă, clădirea cea mai importantă, biserica. În epoca medievală, Biertanul a pierdut bătălia pentru supremație cu Mediașul. Acest lucru avea să se răsfrângă asupra întregului sat în secolul al XVI-lea. În schimb, în 1572 avea să devină pentru 300 de ani sediul episcopal al Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană din Transilvania. Configurația actuală a satului a rămas neschimbată din 1885. Chiar dacă, alături de celelalte localități săsești, Biertanul a traversat deceniile masivei depopulări din secolul 20. Biserica a fost construită în stilul gotic târziu, între anii 1490 și 1520, pe locul unei biserici mai vechi. Există încă o mulțime de elemente originale, precum decorațiile de piatră, altarul cel mai mare din țară, ori valoroasele strane din cor. Cea mai cunoscută piesă rămâne însă ușa sacristiei, cu al său sistem de 19 încuietori în stare perfectă de funcționare de la 1515. Invazia tătarilor de la 1241 și ulterior frecventele amenințări otomane au impulsionat construirea în satele săsești, în special a unor fortificații. Cele de aici, de la Biertan, reprezintă cel mai complex sistem. Există 3 incinte concentrice, ridicate succesiv, începând cu prima parte a secolului al XV-lea. În bastion există o cameră în care se spune că cei ce doreau să divorțeze erau obligați să conviețuiască o perioadă închiși împreună. Timp de 300 de ani nu s-a înregistrat niciun divorț în Biertan. Turnul sudic al catolicilor are fresca originală de secol XVI, contemporană cu pictura murală moldovenească. Dincolo de legende însă rămâne acest sistem unic de fortificații. Incintele paralele urmăresc configurația dealului lui Bert, cel care avea să dea numele localității, Biertan. Fortificațiile s-au păstrat în mare parte intacte. Mai jos regăsim turnurile breslelor, marcă a cetăților construite de comunitățile săsești. Goniți în toate colțurile lumii, sașii din Biertan nu și-au uitat originea. Încă de la sfârșitul anilor 80 au strâns bani și au început restaurarea cetății, aflate într-o stare avansată de degradare. Proiectul arhitectului Hermann Fabini a fost recompensat cu premiul Europa Nostra în anul 1991. Satul și biserica cetate formează un întreg, nu numai de ziduri. Biertanul este un model de conviețuire. O comunitate care a construit timp de sute de ani, a plecat, dar a lăsat în urmă în toată Transilvania o parte a patrimoniului cultural material al umanității.